De-a lungul anilor, instituția a acumulat datorii mari la bugetul local și la alți creditori. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a declarat că în acest moment autoritățile locale nu pot face nimic în ceea ce privește reabilitarea Casei de Cultură a Sindicatelor, întrucât legea nu permite acest lucru. Imobilul se află în administrarea primăriei, deși au fost făcute demersuri în acest sens. Nu aparține de primărie sau Consiliul Județean. Noi am tot insistat și la domnul Ponta, în calitate de prim-ministru, s-au izbit de legislație. Din câte cunosc eu, din informațiile pe care le am, la nivel național se încearcă să se elaboreze o lege prin care sindicatele să preia din nou toate casele de cultură pe care le-au aparținut. În actuala clădire își desfășoară activitatea mai multe firme care nu au nicio legătură cu mișcarea culturală, cu excepția ansamblului profesionist Doina Gorjului. Sunt săli de fitness și birouri de acte auto. În acest moment, președintele fundației Casa de Cultură a Sindicatelor trăiește doar din chirii. Spre exemplu, Doina Gorjului plătește 8.000 de lei în fiecare lună. Directorul ansamblului Doina Gorjului, Gheorghe Porumbel, speră însă ca reprezentanții autorităților locale să găsească o soluție pentru a intra în posesia Casei de Cultură. Plătește Doina Gorjului chirie la Casa Sindicatelor? 8.000 de lei pe lună. El a fost un control al celor de la ISU. Nu s-au găsit probleme mari. De fapt, cei controlați au fost administratorii Casei de Cultură, nu noi, meșteri chiriași, așa, dar nu s-au găsit probleme mari să se pună în discuție închiderea sălii sau a imobilului sau nu. Ne-ar trebui și nouă, ca municipiu, o casă de cultură care să fie a noastră. Bineînțeles, asta ar putea fi a noastră. Situația casei de cultură, acestea este simplă, după mine. După mine, există o hotărâre judecătorească definitivă prin care fundația care a cumpărat și imobilul ăsta în patrimoniu este insolvență. Mai permanește, trebuie dat niște bani la stat și la primărie. Cine dă banii ăștia, poate deveni, și când zic așa, nu mă refer la o persoană fizică, mă refer la cele două entități, Consiliul Județean și Primăria Municipiului. Consiliul Județean cumpărase cinematograful Dacia pe vremea lui Nicolae Mischie pentru a-l oferi ansamblului profesionist Doina Gorjului, însă actualul președinte al Consiliului Județean l-a vândut unei firme private. Acum fostul cinematograf este o ruină și strică aspectul orașului. Felul în care s-a făcut tranzacția este dubios. Au fost făcute mai multe acțiuni în instanță, însă interesele au fost prea mari. În ceea ce privește Casa de Cultură, liderii de sindicat s-au luptat ani în șir în instanțele de judecată pentru a prelua imobilul. Pentru mine e subiect închis. Am pierdut în justiția din România toate procesele. Deci Casa de Cultură a Sindicatelor nu e a sindicatelor. Justiția română a spus că, repet, Casa de Cultură a Sindicatelor nu e a sindicatelor. Ea lui Retezeanu și gata, s-o amesteze sănătos. Altceva n-am. Am închis de repet subiect închis. Mi-am mâncat viața 7 ani cu casa aia. El unei fundații, nu al lui Retezeanu. Unei fundații al lui Retezeanu și la încă 5 ministre. Au fost ani de zile de procese în care justiția mi-a spus, cu excepția tribunalului Gorj, unde într-adevăr mi-au dat dreptate, am pierdut peste tot. Și la Curtea de Apel și la înaltă curte. Trăiască justiția liberă de România. Nu mai vreau să comentez de carte, că asta mai ne face ulice. Măcar s-o fi luat autoritățile locale. Măcar să fie revenit undeva la... Nu am dat autoritățile. Păi nu pot lua, bineînțeles că nu pot lua. Este un proces de insolvență, e un faliment, o să se vândă, ce să zic, nu? Că cine în primăria, Consiliul Local, trebuie să-și recupereze datoriile pe care le are. Casa de Cultură a fost evaluată la aproape 8 milioane de lei. Cât ar trebui să valoreze Casa de Cultură? După evaluările oficiale costă cam 70 de miliarde, după cele neoficiale cam 5 milioane de euro. Terenul nu e al casei, e al primăriei, da, 77 de miliarde a fost evaluată oficială. Florin Cârciumaru recunoaște că municipalitatea ar avea nevoie de o casă de cultură. În acest moment, municipiul Târgu Jiu este singurul oraș reședință de județ din țară care nu are o casă de cultură sau o sală de spectacole. Noi ne-am bucurat dacă am primit un asemenea locaș și dacă am primit o asemenea casă, pentru că este nevoie de investiții, este o imagine a orașului și ne pare rău că nu putem face nimic. Sala principală a clădirii, deși este cea mai mare din Gorj, având o capacitate de peste 800 de locuri, nu a mai fost reabilitată dinainte de 1990 și rămâne neîncălzită chiar și în timpul spectacolelor.